procesul interval. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Proces verbal din 3 iulie 2012, astăzi, data de mai sus, Comisia de numărare a voturilor secrete exprimate a procedat la verificarea și numărarea voturilor secrete exprimate în vederea nedelictice primarilor municipiului Vopșea. Urmarea verificării s-au constatat următoarele. S-au distribuit un număr de 19 buletine de vot, din care, pentru domnul Trofim Tudorel Daniel, 15 voturi pentru, 4 împotrivă, niciun nu. Pentru domnul Neculae Ivan Gabriel, 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, niciun vot nu. Drept pentru care am încheiat prezentul proces de la. Mulțumesc! Mulțumim! Președintele Comisiei de numărare, domnul președinte Bogdan Marișan, felicităm pe cei doi viceprimari ai municipiului Vopșa. Doar dumneavoastră vor să spună un cuvânt, cred că e momentul potrivit, și după aceea să ne continuăm activitatea. Dar mai întâi să votăm proiectul de hotărâre și după aceea o intru celălalt. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc în primul rând colegilor din Consiliul Local pentru încrederea acordată. Vreau să mulțumesc și celor care nu m-au votat. Sper să dovedesc că o să fiu destul de competent pentru această poziție și să nu dezamăgesc locuitorii municipiului Vopșa. Așa să mai terminez. Am votat și din singur gând la capice numărul municipiului Focșani, cu gândul de a atrage cât mai multe fonduri europene. După cum știți, cu asta m-am ocupat în ultimul 2 ani 6 luni, iar instituția pe care am condus-o a fost fruntașă în România la accesarea fondurilor